Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Semnele vremurilor. Care va fi semnul venirii tale? Matei, capitolul 24, versetul 3. Când ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus, care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia, el le-a răspuns că lucrurile vor merge din rău în mai rău. Apoi Mântuitorul a adăugat următoarele cuvinte, vedeți să nu vă înspăimântați. Cuvântul înspăimântat e un cuvânt pe care l-a folosit Iisus numai în această împrejurare. El înseamnă a urla, a striga tare. În esență, el a spus următoarele, nu vă pierdeți cu firea când vor avea loc nenorociri. Azi și în următoarele zile ne vom uita la câteva dintre semnele despre care Domnul Iisus a spus că vor anunța a doua sa venire. Un prim asemenea semn este înșelătoria spirituală. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Să observăm că dacă mulți vor fi înșelați, la fel vor fi și mulți înșelători. Domnul Iisus a spus totodată că ei vor veni în numele Lui, dându-se drept lucrători ai Lui Dumnezeu și pretinzând statut special și spiritualitate superioară. Ei se vor lăuda că dețin informații certe de la cei inițiați și își vor împodobi învățăturile cu exprimări precum Domnul a vorbit sau Dumnezeu mi-a spus, implicând faptul că ei au acces la informații la care oamenii de rând ca tine nu au acces. Nu te lăsa amăgit. Domnul Iisus ne-a mai avertizat, Matei 24, versetul 24, se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, astfel încât să înșele chiar și pe cei aleși. Mulțim de oameni și minuni. Când le vei vedea, fii cu băgare de seamă. Diavolul le poate falsifica pe ambele. Fii sârguincios în cunoașterea și recunoașterea învățăturii biblice. Concentrează-te asupra întrebărilor de tipul această persoană îi direcționează pe ascultători spre Iisus? Pe cupola lumii există loc doar pentru un singur nume. Numele mai presus de orice nume. Numele Iisus Hristos.